Curriculum vitae, epistolă acasă sau ce vreți dumneavoastră. Acum scriu o poezie mincinoasă. Mint mai întâi că mă simt bine în pielea mea, apoi că starea îmi sufletească și financiară e stabilă. Mă iubește una, am o bursă. Cât-i ziua de lungă, dau pe gât suc de morcovi, țelină și ridică neagră. În timpul liber fac înot și patinaj. Citesc sonete franțuzești de amor. Sunt fan al romanului realist rus. Mă pregătesc de însurătoare, până și pe ăla mic am să-l nasc eu. În weekend merg la hipodrom, obișnuiesc să pierd câștig sume de bani relativ mari. Voi îmbrățișa cariera politică, probabil mă voi afilia unei organizații de extremă dreaptă paramilitară ecologică. Vecinii mă adoră. Oamenii mă vorbesc numai de bine. Construiesc o casă de vacanță. Îmi iubesc concetățenii și îi respect. Abonamentul la operă mi-l reînnoiesc anual. Pui și pește nu mănânc cu mâna. Mult și bine aș mai putea minți în poezia asta despre bine, dar poate mint nu are niciun rost. Ceea ce rămâne. După tine rămân 100 de rânduri într-una. Câteva șervețele de hârtie uzate, sticle goale, pijamaua ta. 4-5 cești de cafea pe jumătate pline, responsabile pentru ultima noastră ceartă. Poezie cu subiect dat. Cu târnă copul poți pieptăna un uriaș. Cu târnă copul poți să deschizi conserve. Cu târnă copul poți să amesteci magiudul. Cu târnăcopul poți să arunci în neștire. Cu târnăcopul poți să spargi gheața. Despre târnăcop poți să scrii poezie. Despre proasta organizare. Într-un târziu, chiar că nu știu unde eu mi-agăț haina când bem șampanie pe cetățuie. Ultima, intitulată sugestiv Femeia, dacă totuși ne apropiem de 8 martie. Femeia 1. Perechea îndeopște a animalului numit bărbat. 2. Bila de pe gât e îndeopște învăluită în păr, bălai, șaten brun, roșu, respectiv altă nefirească maslă. 3. Contrar bărbaților, e omnivoră. 4. Adeseori costisitoare. 5. Chiar dulce, când și când. 6. Misia-i, după spusele ei proprii, completarea unor lipsuri a lacunei partenerului de sex opus. 7. Ceea ce adeseori se întâmplă invers. 8. Nu odată, ele satisfac propriile lipsuri reciproc. 9. Categoria sus numită apare acolo și atunci, unde și când a mai ființat. 10. Înțelege de obicei numai ce vrea, uneori nici cel puțin atât. 11. Merge la toalet în grupuri mici spre stupefacția sexului opus. 12. Crește direct proporțional cu cantitatea de alcool îngurgitată de bărbați. 13. Dragostea de animale și o materializează în plus. 14. Întotdeauna e așa, de parcă nici n-ar fi așa. 15. Sfat pentru neoftiți, punctul 14, atacabil, chiar e așa. 16. Conform unor atente observații, trăsăturile feței ei devin rigide, ochii se fac mari de tot, uneori scot scântei, dacă îi se atribuie numele Ardea. Așa, să vedem.